Tundem topinamburu, topinamburu la Ghivești pentru dumneavoastră. Îl tundem pentru că a făcut o oarește înălțime și nu mai poate fi livrat așa, la înălțimea asta, vă dați seama. Vai domnule, îl îndoi, îl rup, zice clientul că nu știu ce. Deși am destul de mult, ce e mai micuț, mai las în varianta asta și îl trimit așa, ca să obține și dumneavoastră topinambur dintr-un cuib de ăsta, să luați 3-4-5 kg la toamnă și mult mai mult anii viitori, când o să aveți mulți buni, dar deocamdată așa. Deci el crește, nu pot să-l las în varianta asta, așa că, deși mare, îl voi tăia. Îl voi tăia ca să-l lăstărească din nou. Da? Și el lăstărește din nou fără nicio problemă și la fel de valabil pentru dumneavoastră ca și acum. Deci nu are nicio treabă cu, vai domnule, l-ai tăiat, nu o să mai aibă ce trebuie mai încolo. Na, nu are niciun stres ăsta. Dă din nou și dă și mai puternic. Dar așa trebuie făcut. Dacă nu s-a dat tot în timp util, îl tăiem și îl lăstărești. Da? Tăiem de aici și ce rămâne? Valăstării fără nici cea mai mică problemă. Deci valăstării fără niciun stres. Și în continuare își va continua. În continuare își va continua. Mă rog, va continua să crească, să se dezvolte. La fel ca și până acum. Bulbii în interior își fac de cap, cresc. Dar și în afara solului, vegetația asta, tăiată acum, își va continua creșterea și dezvoltarea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vedeți ce are în momentul de față? Foarte mult lăstăriși, dar trebuie să-l tai, pentru că altfel nu-l pot livra. 10 lei ghiveciu, cine-și dorește să-mi spună. Topinambur alb, din 2-3 cartofi cât ou, dacă ar fi fost puși și puși în pământ, nu în ghiveci să se chinuie, deci din 2-3 cartofi din aia cât ou, luați peste 14-15 kg în toamnă, dar puși direct în sol. Ce luați dumneavoastră, un ghivecel de ăsta, hai să zicem că faceți 2-3 kg de topinambur până toamnă. Iar de la anul luați acei cartofi, bizon, și vi puneți în mai multe cuiburi, dar direct în pământ de toamnă. Și o să faceți o recoltă de nu puteți să duceți. Ați văzut la mine în alte situații, din 3-4 cuiburi luam 2 saci. Așa că vă aștept cu ale dumneavoastră comenzi. Topinambur la ghiveci.